Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baci și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi este un episod deosebit, că am ocazia să vorbesc cu un om care se descrie ca fiind ucenic al Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu l-a chemat la o lucrare extinsă. Însă mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus despre el când povesteam înainte de podcast. Viața lui este numai despre Isus Hristos și prin tot ceea ce face, vrea ca numele lui Isus Hristos să rămână în picioare. Drag Andrei, Domnul Iisus, te binecuvânteze! Te zi. salut! La Mersi și pe din tine. inimă că ai onorat invitația noastră. Da, mulțumesc de faci, invitație! Domnule. Mă simt bucuros, onorat să fiu aici la tine în studio. Sunt bine! Sunt bine! Sunt bine mulțumesc lui Dumnezeu, El ne dă har și dacă El ne dă har, suntem bine. Place, îmi plac așa de mult în uh, discuțiile dinainte de filmarea episodului. Da. Acolo încep să cunoști persoana și apreciez la tine foarte mult Duhul ăsta pasionat pe care îl ai cu privire la Domnul Isus Hristos și chiar pe șapca ta aprecia mesajul da. Isus este rege. Da. Eu n-am scris aici Isus este rege ca să să spun cuiva că Isus este regele oricum este rege și noi ne bucurăm sau, sau să zic așa, am pus pentru că recunosc că el este rege. Nu-l facem noi pe Dumnezeu, regele oricum e. Da. Și doar scriu despre el. Și acum te-aș întreba pe tine, când place să dau și invitațiilor mei ocazia asta, cum te descrie tu în câteva cuvinte, idei cineva care nu te cunoaște pe tine? Eu, e, întrebare grea asta. Dacă nu depinde de la ce te refer. Dacă te refer la mine ca și persoană, omul Andrei, sunt un om simplu cu slăbiciuni, cu cu ce poate să conțină un om. Dacă te referi la mine Andrei, copila lui Dumnezeu, sunt un rezultat al iubirii și a harului lui Hristos mm. care sunt o persoană care a fost născută din Dumnezeu și beneficiez de acest frumos titlu, copila lui Dumnezeu. Asta sunt. Mai deci eu descriu? <laughs> nu puteam să fac eu da, descrierea da, asta e, de asta. E, să eu de azi o întrebare grea, destul de, destul de vastă așa să spun. În de ce cu întrebarea întrebare de? asta că eu am avut ocazia și când povesteam cu tine ți-am adus aminte că în urmă cu ani și ani de zile ne-am întâlnit într-un da. alt context și mi-ai zis că poți să voie să povestesc. Da, 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 spia... da, te rog, orice poți. Ne-am întâlnit într-un bar și <laughs> acum trebuie să spun cum s-a întâmplat. Eram în perioada aia veții în care eram așa o firi mai răzvrătită. Dar ascultam mult de Marker, trupa din care da, făcut da, parte și da. să povestim. Și tatăl meu fiind păstor, da seama, acum înțeleg foarte mult harul, ca să nu mă piardă, o venit cu mine în locuri. Și am zis, vine de Marker în clubul cu tare. Și tata, îți dai seama, se și el în negru, că îți seama, păstorul și vine după mine. <laughs> Am ajuns la final, dar la final am făcut cunoștință cu voi și când te-am văzut pe tine, erai tot așa zâmbitor, dar aveai părul vopsit alb. Da, Ne-am strâns atunci în brațe. Asta a fost conjunctură. Cred că de nu mai am păr acum. Da. că nu mai am păr, că atunci era vopsit Da. Asta a fost conjunctura în care ne-am întâlnit. Era atunci vedetă rock, dacă am putea să ne exprimăm în limbajul. Da. În, în sensul era că mare. ați câștigat cerbul de argint cu da. trupa de marker, ați mai fost la ceva concurs de muzică rock din afară? care Da, era, a fost uh, Global Battle of the Bands, care era un, foarte ridicat. Da, era un, nivel. un concurs internațional cu finala la Londra și. da. A fost, asta a fost istoria. Nu vreau să intrăm în ea, așa. Dar acum, peste ani de zile, când te-am văzut în online, când am început să povestim, când am... Ești o altă persoană. Și despre asta, de asta aș, aș dori să povestim, drag Andrei. Ce s-a întâmplat între timp? Eu mă bucur mult că tu sesizezi lucrul ăsta, că sunt o altă persoană, pentru că asta ar trebui să se întâmple atunci când ne naștem din Dumnezeu. Eu când mă uit la tot ce spui tu și mi-aduc aminte de toată viața mea veche, Așa este, este o altă viață, complet o altă viață. Iar acum trăiesc o viață nouă, pentru că așa și spune în Scriptură, atunci când te botezi, mori împreună cu Hristos, învies împreună cu Hristos, la o viață nouă, nu o viață reparată, nu o viață mai bună. Hristos n-a murit pentru mine ca eu să devin dintr o persoană rea, o persoană bună. Mm. Ci dintr-un un om mort, el m-a făcut, făcut viu, m-a înviat. Și poate asta vezi tu, faptul că Hristos m-a născut, M-a născut din nou și eu îmi doresc foarte mult ca El să trăiască viața mea. Și exact cum ai spus, acum e destul de pretențios să spui că toată viața mea uh, uh, vorbește doar despre Isus. Eu îmi doresc ca toată viața mea să mărturisească despre El și să fie o încurajare pentru alții și să fie o mărturie, știi. Cum schimbarea ai 180 de grade, Da să încerc să spun. Când înainte erai în industrie, făceai numai muzică. Pentru industrie. Da. Și acum, din ce povesteam cu tine înainte, tu trebuie să spui Evanghelia. Dacă poți să-mi da, spui acum da. ce faceți voi. Păi, nu am cum să nu spun Evanghelia, Pentru că ăsta a fost, să zic așa, uh, antidotul care m-a salvat de la moarte. Eu, dacă văd acum o persoană, nu am cum să, Dacă văd un, un om cu cancer și eu am fost vindecat de cancer, nu am cum să nu-i spun că există un leac pentru cancer. La fel, dacă văd un om că este mor spiritual, trebuie să-i spun despre viața care este Hristos și trebuie să, să l duc pe Hristos, pentru că ăsta e cel mai important lucru. Este cel mai important lucru. Nu văd un lucru mai important. De aceea vezi tu, Iisus ne-a trimis în Matei 28, mergeți toată lumea. Mergeți în toată lumea, mergeți și veniți. Nu ce spune chemați oamenii la biserică. Mergeți și spuneți. Cum vor auzi ei dacă nimeni nu le va spune? trebuie să mergem și să împlinim această porunca lui Hristos, nu că trebuie, că ne e frică de Dumnezeu, de mandatul, ci da. când experimentezi dragostea lui Dumnezeu, atunci doar atunci poți să iubești pe om. Altfel nu poți să iubești pe om. Când experimentezi că ai fost salvat, atunci poți să te duci să duci salvarea. Știi? Da, care e Evanghelia? Că văd că spui Evanghelia vestea bună. Da, asta este. Exact ce-ai spus, este o veste bună, niciodată nu e o vesterea, este o veste bună, care îi aduce omului speranță și... Um, Evanghelia este, să spun așa, cumva mesajul iubirii lui Hristos. Faptul că Dumnezeu a dat pe singurul său fiu ca oricine crede și vine la el să nu piară, să aibă viață veșnică, și omul are nevoie să audă asta. Omul are nevoie să audă de reguli, de trebuie să te sfințești, trebuie să te cureți. Atunci când înțelegi dragostea lui Dumnezeu, nu mai trebuie să spună nimeni ce trebuie să lași. Hmm. Pentru că tu te îndrăgostești de Dumnezeu și în relația aia apropiată tu nu mai vrei De să ce? superi că natura pe natura ta din, 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 interior este schimbată? Chiar Domnul Isus Hristos să spune la un moment dat fariseilor, voi sunteți ca niște morminte văruite. Da. ce? Deci, pentru că prin exterior încercați să vă schimbați, dar interiorul e mort acolo. acolo e. e. când da. te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, că ai zis un lucru care m-a atins. Nu ai cum să iubești pe oamenii din jur dacă n-ai înțeles harul și dragostea. Da, n cum. Dragostea aia vine în interiorul tău, produce acolo schimbări, e ceva lăuntric, te cucerește cu blândețe da. și după aceea te face să spui și mai departe. Da. Și asta e Evanghelia pe care Andrei, o... ce e dragostea? Noi, când Dumnezeu, când Dumnezeu a inventat dragostea, ok, s-a uitat la creație și a spus, dragilor, acum eu o să inventez ceva deosebit, extraordinar. Și acest ceva pe care eu să-l inventez se numește dragostea. Eu acum fac așa o fabulă, da? da și creația da. a întrebat, uh, ok, și care e definiția dragostei? Societatea ne spune că dragostea înseamnă să simți, să uh, dai... Uh, uh, sau să iubești pe cel care cumva e în standardele tale, să fie afecțios, nu e a dragostea. Nu. Dragostea, Dumnezeu a o numit-o așa. Dumnezeu a dat pe singurul său fiu. Aia e definiția dragostei. No, când omul primește această revelație și înțelege că Dumnezeu a dat și înțelege că Dumnezeu a dat pe singurul lui fiu să piară în locul lui, atunci pentru singura dată el are un motiv să iubească. Altfel nu motiv să iubești. Eu înainte citeam 1 uh, 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 Corinten 13 și scrie acolo, dragoste este îndelung răbdătoare și a mai departe. Și spuneam, păi e ok, acum trebuie să fiu răbdător ca să-i dragostea. Și mă chinuiam, trebuie să acopăr totul ca să-i dragostea. Nu, ai, nu ai dragoste, ai este manifestarea dragostei. Hmm. Dragostea înseamnă că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. Și atunci automat din tine ies roade să ai răbdare, să ai acoperi. Da, atunci dragostea începe să se manifeste. De exemplu, da. când te ascult acum cineva, spune, băi, o mă atât de pasionat, vorbește de Dumnezeu, e clar că o a crescut în băncile bisericii cu astea. Dar te-aș întreba puțin acum, să ne da, întoarcem. Da. Vorbim aici ca în Inception. Inception începe cu sfârșitul, continuă cu începutul, <laughs> așa facem și noi. Um, cum a fost viața ta înainte de Cristos? Că ai zis că erai un tip religios. Foarte da, interesant. Da. -șa, de ce pun întrebarea asta? Șa, șase sunt foarte mulți oameni religioși. Uh -huh. Doamne, n-am dat în cap la nimeni. Doamne, eu sunt omule, eu sunt bun. Nu da. stau la din închisoare. Da. Bun, dar vreau să facem o diferență între a fi religios și a avea o relație autentică cu Dumnezeu. Da. Și ne întoarcem în trecutul tău. Cum era viața când erai religios? Uh -huh. Ca să vedem care a fost schimbarea da. și ai ajuns să cum ești. Andrei, e unul dintre cele mai periculoase locuri în care poți să fii. Ce? Să fii religios? Da. Deci, știi că spune, spune, în Apocalipsa, zice, din cauza că sunteți căldicei. E că nici reci, nici calzi. Da, căldicei vă voi scuipa din gura mea. Vezi, în mintea noastră este așa, rece, căldicel și în clocot. Dar acolo zice, odia să fii fi reci, sau de, știi, de fi reci sau un clocot. Deci când ești căldicel, trăiești, a, de fapt asta e și religia, tu te minți singur că ai o relație cu Dumnezeu bazat pe niște fapte religioase sau pe un dresaj religios care îl înveți în biserică sau în sistemul religios din care faci parte. Dar tu nu-L cunoști pe Isus Hristos. Și crești într-o cultură, da, care într-adevăr este morală, și budiștii morali, și atei morali, și, și, tu crești acolo și, ba, chiar mai mult, ai și o mândrie spirituală, îl urăști pe păcătos, la stația de autobuz și te zici, uite, la ajunge de la ajunge de la ajunge Iisus este prietenul păcătoșilor. Da, și te gândești, mă, păi Dumnezeu este, cam majoritatea creștinilor se gândesc, mă, Dumnezeu este baptist sau e ortodox sau e nu știu cum și toți cei care nu sunt ca noi vor ajunge în iad. Da. No, a, așa eram și eu. Uh, eram, nu căldicel, că pot să spun că eram mort, dar... Uh, știam cam toate tricurile astea religioase, știi, mergeam la biserică, la tineret, la ceea ce e foarte ok să mă înțelegi, mai bine mergi la biserică decât da. să te îmbeți în club știi, da. dar um, cumva mergeam la conferințe în tabere și asta m-a ajutat, că am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am experimentat, a fost într-un mediu safe, dar aia nu e egal că l-a întâlnit pe Hristos. Da, da, da. Știi. Da, 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 De aici vorba, foarte vorba, multă lume, știi că e vorba românesc, se îmbată cu apă rece, da. că mă, eu mă duc la biserică, îmi dau zeciu la, mă duc la tineret, fac aia, Fostesc. fac aia și eu da, am o viață cu Hristos. Fals total. Fals total. Până când omul nu devine sincer și până când nu aude evanghelia care este puterea lui Dumnezeu, nu au a lui care o spune sau vreo doctrină denominațională, știi? Adică am venit eu cu doctrina mea și hai să-ți explic cum e Evanghelia. Nu. Este puterea lui Dumnezeu care vine ziua cercetării și când îți lovește inima, exact cum ai spus tu, îți schimbă toată viața. Da, da, da. Așa s-a întâmplat la mine. Și nu este o forțare, o mică paranteză. nu da, forțare, e ceva natural care vine din interior, de la Duhul Sfânt și să vă vedea asta în viața da, ta. Da. Continuă Da. De exemplu, în viața mea, eu am crescut în jumătatea din fața bisericii. Am cântat, am văzut cam cum se întâmplă, cum se conduc bisericile, cum sunt pastorii, cum Cumva am, am, am văzut cam. am treaba asta. Nu limbajul de mic? Am, da, cumva adresajul ăsta să mă înțeleg, eu nu vreau să vorbesc negativ, da, să, nu, nu generalizez. Vorbim de viață, da. Ta, oricum. Eu vorbesc de sistemul religios, nu vorbesc despre copiii al lui Dumnezeu care formează adevărata da, biserică. Da, da. Vorbesc de un sistem, cum zicea care vor Noi nu urâm pe comuniști, ci comunismul. Da, știi? corect. Uh, și a fost o zi când am, fost, am ajuns la un eveniment în Nuremberg, s-a ținut. Am fost acolo cu familia mea, cu familia mea, cu soția mea, și acolo am întâlnit o mână de ucenici a lui Hristos care au predicat Evanghelia. Chiar vorbeam cu unul dintre ei mai devreme și înainte să spun Evanghelia și ochi okay, m-a întrebat cine sunt și am spus, voi, eu sunt cel mai tare. Păi eu sunt, da, de unde vii? De la cea mai tare biserică. Eu sunt lider de daia, lider de daia, cânt, așa mai departe. Eu eram și în lume în timpul ăla, eram producător muzical, cred că ți-am ți spus povestea. Um, și omul ăla a trecut peste toată icoana asta pe care am pictat-o eu. Tot CV-ul tău da, așa exact, pus la punct. Și a predicat Evanghelia. Dar vezi tu, Evanghelia nu înseamnă numai doar ce a făcut Hristos la cruce. Este tot planul lui Dumnezeu de la facere până la final. Și care, care, să zic așa, încununează ce a făcut Hristos la cruce prin dragostea lui. În momentul când am auzit aia, atât de străpuns am fost la inimă, ochii mi s-au deschis, am căzut cu fața la pământ și am zis, Doamne, de acum, toată viața mea vreau să te dau ție. Eu nu spun că am ajuns să-i dau toată viața mea lui. Da, da, dar, iartă ce ce-a zis atunci de toate, dacă ți mai aduce aminte cuvintele da, da, exacte? Da, 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 e, e poi mai lung să-ți spun. Uh, a vorbit de la facere, de ce ne-a creat Dumnezeu, cum am căzut noi în păcat, ce înseamnă păcatul, uh, după, de ce a venit Hristos, ce s-a întâmplat la cruce și după aia a vorbit într-un mod foarte clar ce înseamnă nașterea din nou. Ce înseamnă așterea din nou? Ce înseamnă credința, pocăința și botezul și umplerea cu Duhul lui Dumnezeu? A vorbit despre lucrurile astea și după aia care este, să zic așa, menirea noastră de creștin pe pământ? Și ce se va întâmpla la final? Dar pentru mine atât a fost de clar ca niciodată, știi? Și atunci am, am luat decizia, deși eu mă gândeam că pentru soția mea, sau uite tu, uite, ascultă bine, sau știi? M -a, m -a, și de acolo am ieșit și atunci eu am știut, Doamne, eu de acum Vreau să trăiesc pentru tine. Cât o mai fi, câți ani o să mai fie pe pământ. Și sunt într-o creștere, îți dai seama? Sunt într-o creștere, Iisus mă ucinicizează și încă am lucruri care mă lupt și stau un Cuvânt. Crezi că așa e, te n mai tici bebeluș? Da, Dar da, știi că era o vorbă, am dat în Biblie, îți, îți mergea numele că ești viu, dar erai mult. Practic, da, da. repet, seviu din punct de vedere uman, și în lume, și acolo, erai foarte bun. Aveai. Uh, veneau artiști la tine să se înregistreze după asta și în biserică, conduceai da, era în poziții da, da, da. din astea tot, tot ce se putea face și cred că am făcut cu toată inima și eu un mediu fain, ca să nu mă înțelegi greșit e un mediu fain, mă bucur că am, că am avut viața asta mă bucur dar de asta vreau să le spun și ascultătorilor eu vreau să-i ajut pe oamenii care au fost ca mine eu pot când mă duc într-o biserică sau într-un mod imediat, în general îmi dau seama cam cine e născut din nou și cine nu Știi? Văd tineri care sunt prinși de lume, care sunt prinși în păcate, care sunt și ei dintr-o disperare caută într-un fel, dar vreau asta, eu vreau să le, să le spun că există o viață Ce adevărată. Ce sfaturi, Ce sfaturi avea, de exemplu, pentru niște tineri care cuchitează cu și am avut da. lucrurile astea, da, da, da. vor să ajungă la show-uri de muzică, da. fete, de exemplu, care bă, vreau să fiu show ca cântărețul XY, nu dau nume, vreau să am mai aia, că nu mă voi compromite. Uite, te întreb pe tine, care ai fost în... 12 ani ai fost în industrie? 12 10 ani am fost compozitor și din 2008, din 2009 am intrat în industria muzicală. Bun, acum... Uh, ce sfaturi avea pentru oamenii ăștia? Pentru că tu ai fost acolo și care, la vor, primul să cânte, cei care vor să cânte Ce care da. vor să intre în, în industrie, industrie să spun că pentru Domnul uh -huh. am să fac o tare. Da. Vreau să le spun că uh, haina aia le este mică <laughs> și nu au descoperit încă adevăratul motiv pentru care merită să trăiești. Și atunci când nu descoperi adevăratul motiv pentru care merită să trăiești, din lipsul ăsta de identitate vrei să faci lucruri mărețe, care sunt mărețe în ochii oamenilor. Și sunt mărețe în ochii oamenilor să fii în industria muzicală și să ai piese locul întâi și așa mai departe, un lucru frumos. Și tu ai avut asta. Am avut, am avut piese number one, Media Forest, am avut. Este un lucru frumos și e un lucru care te împlinește să spun. Până când descoperi ceva care este mai mare decât viața însăși și acela este sau când descoperi adevărul. Cine este adevărul? Iisus Hristos. Eu sunt calea Știi? adevărul. Schimbă, vezi tu, un lucru care se întâmplă atunci când te naști din nou, este că Iisus îți schimbă perspectiva vieții. Foarte important punct Dacă asta. tu acum, de exemplu, n ai avea picioare, tu ai o altă perspectivă a vieții asupra unui care are picioare. Sau dacă te atacă un urs, sau nu știu dacă ai fost mușcat de câine. Da. Nu, no, dacă ai fost mușcat de câine, Oricât ți-ar spune cineva că nu mușcă câinele acela, tu ai o frică vis a -vis de, de, a fi mușcat de câine pentru că ai o altă perspectivă. No, în același fel când te întâlnești cu dragostea lui Iisus Hristos exact cum zice în scriptură, știi că a găsit un, uh, uh, un, un uh, uh, a găsit uh, um, o comoară, s-a dus a vândut-o ce are ca să încubere întreg ogorul. Tu găsești o valoare atât de mare în Iisus Hristos încât toate restul lucrurilor își pierd importanța. Uh -huh. Inclusiv timpul înțelege altfel. Știi? Inclusiv timpul. Îi provoc pe oameni. Dacă era, ar ști că mai au de trei, două luni. Cum ar trăi? Care ar fi importanțele acestei vieți? Să vezi cum s ar, fac eu o altă analogie, de exemplu, cum se schimbă prioritățile când treci prin uh, suferință. Dacă ajungi, de exemplu, în spital, corect. vezi că dâng, scoți, 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 scoți și tot așa. Nimeni și cum... pe patul de moarte nu se gândește să-și mai facă o cameră la casă. Nimeni, îți mai spun lucru, nimeni pe patul de moarte nu mai e ateu. Cel mai mare ateu și el a zice, o, Doamne, da, 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 Doamne ajută! Sau pe propaste era o odată o glumă, că ce că la un dat să împiedic cu un ateu, ajunge acolo de, să ține de propaste să gadă, să gadă și spune Doamne ajută-mă și după pune piciorul pe o creangă. Și era chestia asta că credem că suntem tari, da. În momentul în care avem sănătate și avem asta, cum s-a atins ce, asta cea mai mare iluzie optică. Da, și uite, aici referitor la industria și mai avea o iluzie. întrebare. Da. da. Um, care este lumea nevăzută a industriei? Pentru că, de exemplu, la uh, televizor se vede flash-ul, da. se vede bliz, blizul și totul uh -huh. frumos. Da. Dar, și pun întrebarea asta pentru tineri. Pe mine molecuită lecuită Dumnezeu, da. îi mulțumesc, are multe lucruri de schimbat cu mine, dar nu mai îmi doresc lucrurile da. pe care mi le doream odată. Care e lumea nevăzută? E doar concertul? Uh -huh. E doar că te invită la alte show-uri? Îți uh -huh. doar hainele frumoase? Îți doar da, bani da. Sau este și altceva? Care da. trebuie să este aceeași lume nevăzută care este în toată lumea care zace în cel rău. Este aceeași lume nevăzută. Lipsa dragostei, agape, da, oamenii împărtășesc o dragoste. Știi că dragoste de mai multe feluri. Eros, Eros agape, uh, fileu și storgi. Da, da, da. Și oamenii împărtășesc. Cei care fac New Age zic, dar și noi iubim. Budiștii sunt super morali și zic, ăia nici nu-și bat câinii. Și zici, Bă, dar agape vine doar din Dumnezeu. Lipsa dragostei, și toate celelalte roade ale firii. Patim, faimă, iubire de bani, iubire de sine, frică, e foarte multă frică. Serios? Frică? Da, e frică. frică no? eu, eu și când merg pe stradă văd oamenii că sunt plini de frică. Mândria la bază are tot frica. Sau invers să spun frica la bază are tot mândria. Mândrie mai este dacă intri într-un mol, o să vezi pe fețele oamenilor că oamenii totdeauna încearcă să imite o stare de stabilitate. Fetele merg așa cu telefonul, ele sunt stabile, sunt independente, și bărbații încearcă să fie așa uh, uh, macio, că ei sunt în control, dar toți sunt plini de frică. Sunt plini de frică, pentru că atunci când tu nu ai frică și ești natural, când tu ai o identitate puternică în tine pe care numai Dumnezeu poate să-ți o dea pentru că știi de unde vii și știi unde te duci, și atunci știi ce identitatea ai acum în numele lui Hristos. Corect, atunci tu, tu, tu nu mai ai nevoie să dovedești nimănui nimic. Da, da, nu mai da. ai nevoie. Când. când și, devii un om mulțumitor. Devii, și no, lucrurile astea când lipsesc în viața oamenilor, poți să, să, le vezi în societate. Și asta e peste tot. Că e în industrie, că e în film, că e as în corporații. Că Îți e... fericiți oamenii din industrie când vorbești așa cu ei one on one. Depinde ce, cum definim fericirea. Dacă fericirea o definești în a avea un confort omenesc, adică ai o casă, o mașină uh, și îți permiți să mănânci orice la restaurant și să mergi într-o vacanță 3, 4, 5 pe an și așa mai departe, dacă ei consideră că ai fericirea, da, sunt fericiți. Dacă înțelegi de fapt ce înseamnă fericirea, când vorbim de lucruri care depășesc viața, atunci nu sunt fericiți. Vezi tu, omul, omul este fericit pe, ter pe uh, uh, cum să zic, într-un timp foarte scurt. De exemplu, pandemia. A venit pandemia. Oamenii nu s-au vaccinat de COVID. Oamenii s-au vaccinat de frică de moarte. De frică de moarte. Înțelegi? Omul este, omul este fericit atâta timp cât toate lucrurile stau în control. Dar lumea de acum, așa de mare pressing și așa de mare tulburare aduce în viața omului, stresul, rate, așa încât, da, ești fericit de o clipă din asta. Mi-am luat o mașină nouă până te plictis ideea. Mi-am luat o casă nouă până m-am plictis ideea. Mi-am luat o soție nouă până m-am plictis ideea. Știi? Și cumva trăiești din fericirea astea Mici, care toate sunt consumabile, toate să, să, să uzează, toate Deci, întorcându-ne la întrebarea pe care am pus-o, o concluzie ar fi: uh, fericirea adevărată este numai în Isus și verifică-ți inima pentru care vrei să faci, um, ale, vrei să iei decizia asta să te implici în showbiz. Și repet, sfaturile să vin de la un om care a fost da, acolo, a gustat. Da. Um, și uite, personal, trebuie frumos să mă corectez. N-am văzut, de exemplu, în România, un om care în showbiz să facă ceea ce promis că va face pentru Dumnezeu. Poate nu știu eu. Mulți s-au dus, am da. auzit de cazuri, nu mm -hmm. dau nume, care da, că da, da, mă duc pentru Domnul, vezi acolo cum evanghelizez eu. Și el în biserica lui, bărbaie, nu, nu evanghelizat pe nimeni. Da, da. Poate există, poate așa, dar din ce am înțeles, este un drum destul de greu. Să fii în industria muzicală? Da. Da, este un drum, este un drum cu, care implică multe. E foarte pretențios. Da. da. Uh, Sărim acum din industria muzicală, și dacă ai fi de acord, aș dori să vorbim puțin de tabăra 477. De tabăra sau? 477. Ce înseamnă numele, da. că sună foarte da. fain, și după asta, toate melodiile care au fost inspirate de Duhul Sfânt, cum a apărut ideea asta? Da. Uh, tabăra 477 este să spun așa un proiect ca pe care Dumnezeu l-a înființat, pe noi doar așa ne-a pus uh, supraveghetor peste el. Numele vine de la Psalmul 47 cu 7, cântați domnului o cântare înțeleaptă. Hmm. Noi trebuie să fim călăuziți de Duhul Sfânt uh, ce compunem și ce scriem. Nu putem să cântăm așa din capul nostru. Și trebuie să avem o viață cu Hristos ca să putem să cântăm o realitate. Uh, și da, suntem impresionați de ce se întâmplă cu tabără. Nu am avut nicio motivație să creăm vreo industrie, să creăm vreo, nu știu, vreun tren muzical sau să, să ci pur și simplu ne dorim ca să îmbogățim repertoriul să spun așa, pieselor creștine și să fie un, o încurajare și să ridice pe oameni, să-i ajute pe oameni și, sunt, și, Eu fac o paranteză. Ce mi se pare interesant este că bisericile din România cântă melodiile care au fost da. inspirate din Dumnezeu la noi în casă Tabăra 47, da. familia extinsă povesteam și cu Alex, pa, Tabăra 477, pentru că din ce am înțeles eu, mai multor artiști, nu este doar unul care dă tonul cu piesa, nu, sunt mai mulți da. compozitori. Da, da, da. Și copii din Ideea este că ideea taberei nu este să creeze vedete. Da, da, ci da, da. este o platformă de ucenicizare pentru cei care vor să învețe să compună muzică. Okay. Despre asta e vorba. De aia, voi ne vedeți pe noi foarte rar uh, performând live, ghilimele, adică la evenimente să mergem să cântăm. Pentru că nu asta e ținta. Ci noi ne întâlnim, să spun de trei ori pe an, în, uh, în locuri izolate, vin compozitori și acolo împreună avem un timp foarte fain. Să știi, oamenii nu știu ce se întâmplă în tabără. Ce nu? se întâmplă în tabără? Da, nu, nu, ca și aici chestia, e, e fascinant ce se întâmplă în tabără. Oamenii cred că mergem acolo și acum ne gândim, zice Rimiază cu zâmbește, "A, Iisus te iubește", pune acolo nici de cum. Avem așa un timp bun înainte, de părtășie, de rugăciune, de închinare. C Câte zile o tabără? În jur de, de, să spun, de vineri până luni, să zic. Deci că trezi, stăm, de, da, 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 de vineri sau de joi până duminică, depinde cum. Bun, și ce se întâmplă în zilele respective? Da. În primele zile, asta e, asta e interesant, cât o ne dăm seama că nu nu mai avem timp să scriem, Atâta de mult. Uh, să spun așa, ne, ne părtășie. părtășie și vorbim de mărturii și ce a făcut Hristos. Și pe, pe fondul ăsta, când ne apucăm să scriem, e incredibil ce, ce idei ies. Hmm. Gândește-te că de când am început tabăra, o singură sesiune a fost în care să scriem o singură piesă, în rest tot câte două. Deci, noi nu știm, noi nu știm și eu credem, eu am experiență în compoziție. Eu am compus da, foarte, multe piese, că... foarte multe piese. Asta a fost meseria mea, era ziua și piesa. Pentru că industria muzicală e un pic diferit conceptul, acolo nu faci două piese și le lansezi. faci sute de piese din care se face un top, din care așa, din care așa, din care... Deci eu am compus, pot să zic, sute de piese, din care doar 28 au fost, m-am gândit as... să le produc, mm. da? Dintre care doar 10 au ajuns în top nu știu cât, dintre care doar două au fost locul mm. întâi. Înțelegi? să zic așa, în industria creștinească, ai făcut o piesă și o pui pe internet, știi? No, în tabăra în tabăra 477, suntem uimiți de ce multă favoare aduce Dumnezeu și ce mare inspirație dă. Eu sunt eu sunt uimit, și de la oameni, repet, care Simt, nu e. au experiență. Păi, mă gândeam, la, de exemplu, la David, drag Andrei. Ce, ce interesant, tu îmi spui mie, Andrei, eu spun Andrei. Da, Cel deci da, cele Doi mai frumoase nume, da, Andrei, da. Mihai și Bogdan. Când... <laughs> Mihai. cele mai clasice <laughs> nume din România. Mă gândeam acum că mă întâlnesc cu cineva și fac cunoștință și îi spun cum te cheamă Andrei și ai, ai cel mai frumos nume din tot universul. Da, um, ce sim. mi se pare interesant și mă uit, mă și la viața lui David, știi? Da. Stătea acolo din simplitatea a vieții pe care o avea, stătea cu ele, nu, nu se mea, să scoate da. instrumentul, să cânt aici. Dar, practic, ce era, era un, un răsuflu al sufletului, al inimii, da? da? Cu ceea ce avea în interior despre Dumnezeu. Și în practic asta se vedea că am ascultat toate piesele voastre, se vede că le ați trecut prin cuptor, adică nu sunt luate din cărți. Da. Cu oamenii care le-au compus... Aici e chestia, că voi ce, ce, piesele pe care le-au zis în tabără sunt mărturii trăite. Noi avem da, o vorbă, avem o vorbă, știi că se spune astăzi că lauda și închinarea uh, este o viață trăită și așa un slogan, într-adevăr, lauda și închinarea nu are legătură cu muzica. Asta este una dintre cele mai mari, cea mai mare confuzie din sistemul religios. Vă trupe, și nu vreau să condamn, o spun așa ca și sesizare, trupe care cântă și produc muzică și se chinuie să facă și uh, merg, concertează, unii fac bani din asta și așa mai departe și ei consideră că ăla este praise and worship, știi, laudă și închinare. Total fals. Prima dată când apare conceptul de laudă și închinare, este în Geneza 22 când Avram îl ia pe Isaac și merge ca să sacrifice să dea lui Dumnezeu. Lauda și închinare este viața noastră dată lui Hristos pe care o putem cânta câteodată. Asta înseamnă lauda și închinare. Deci dacă eu nu-mi pun viața pe altarul lui Hristos, nu există lauda și închinare. Dacă este invers, cântăm ceea ce nu trăim, e religie. E religie. Și de aia, ăsta este, Uh, cum să spun, ăsta este locul în care apare o urăciune pe care o numesc industria muzicală creștină. Mă omule, dacă tu vrei să faci muzică doar așa cu mesaj creștin, e ok. Exact cum scrie pe șapca asta, Iisus te iubește, uh, sau Iisus e rege, e rege. sau uh, ai un tricou, sau ai un CD, e ok, în loc să ascunzi și ce muzică mizerabilă, pag un CD și cântă cineva despre Iisus. Dar aia nu e galaudă și închinare. E foarte diferită uh, 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 o piesă cu să spun așa content creștin de ce înseamnă lauda și închinare e o viață trăită, e sunt cântări duhovnicești dacă tu te rogi acum este este o duhovnicească, nu o traduci de pe undeva și sau o înveți de la cineva Evident, rugăciunea, de a -a mea, de este viața ta dar eu mă pot uni cu tine dar este o rugăciune duhovnicească, de aceea ne cere acolo cei cântați cântări de laudă, asta e o chestie separată de și cântări duhovnicești mm -hmm. și, și noi asta vrem vrem din vieți trăite să punem de exemplu cum e pe sadom suveran Păi dacă vedeți de la cine a venit piesa Domn Suveran, este o fată așa fragilă, cu o poveste de viață. Sau nu e munte prea mare, sau o piesă profetică, sau, de exemplu, piesa... Maranata e genială. Maranata. Știi piesa Acasă? Da. spun că toate le ascultăm. E un No, Când s-a făcut referendul la piesa Acasă, așa se numește, da, nu mă chemea... Deci nu aveam timp să scriem pe tablă la cum dădea inspirație Duhul Sfânt. Mm -hmm. Da, da, da. A, asta e lucrarea Duhului Sfânt, să vezi de exemplu, o parte, ca să mă exprim corect, a lucrării Duhului Sfânt, când el ia oameni simple, din contexte da. diferite, că mă gândesc că nu sunteți doar clujeni acolo, știți ești brașovean. Da, din adică mai multe părți. Mai multe și părți, din București au fost, și din Brașov, și din Cluj. Și vezi părți. că nu toți au studii muzicale, dar încep să... Chiar am trimis odată la cineva programul de biserică de la noi și spuneam, bă, da, Aici câți oameni aveți care fac conservatori? Și niciunul. Da, da, da. Deci tu zice că cântă din pasiune, dintr-o viață, trăită și lauda și închinare, este practic o viață trăită înaintea lui Dumnezeu. Nu. Da. O viață dată lui Dumnezeu. O viață da. dată. Da, sunt, avem în tabără, sunt oameni foarte talentați, oameni așa, muzicali, cu talent, care e pus de Dumnezeu, știi? Și da, îl folosim ca să putem să facem o structură la piesă, să o aranjăm, să o așezăm melodic, să o producem și așa mai departe. Dar asta nu e esență toți care au venit în tabără, mai ales în tabere naționale, știi că noi facem și niște tabere naționale. Vă urmăresc și am auzit despre Da, taberele deci astea. oamenii care au venit în tabere naționale au zis, bă, asta nu e tabără de muzică. Asta e despre Isus. da, <laughs> fai, deci acolo noi predicăm Evanghelia, am avut botez. Ce frumos, ce frumos. <laughs> Înțelegi? Alta e ținta, pentru că când te, te focalizezi pe Hristos, vei, vei, fi inspirat și influențat de Hristos. Dacă te focalizezi pe tine și pe ce faci tu, e o muncă grea, e o trudă. Da, e, și, e, și, se simte că e trudă. Și chinuială, nu da. Dar uite aici vreau să te mai întreb ceva că ai zis iarăși de Evanghelie și aș dori ca în ultima parte, mai timpul zboară. Când, da, zboară. când vorbești despre Isus, timpul zboară. Ce mai mare al meu. Da. <laughs> um, Poți să despre lucrarea voastră ca familie de evangelizare. Ce zici că ai o scumpă soție și ai două fetițe? Două fetițe, două, două fetițe. și mai avem un copil care e pe drum. Domnul, Domnul de să binecuvinteze. Da. Da. Cum, Vezi. e, cum e viața voastră? Cum faceți evangelizarea acum? experiențe da. cu Dumnezeu de pe, din câmpul de da. evangelizare. Noi călătorim cu autorul Lotă, Dumnezeu așa ne-a vorbit, așa ne-a încredințat lucrarea asta de evangelizare călătorim cu auturlotă și predicăm Evanghelia. Acum ne ocupăm și de a uceniciza pe alții în direcția evangelizării. Avem și o tabără de evangelizare în care vin oamenii și stăm cu cortul, vorbim, învățăm despre cum se predică Evanghelia, cât de important e după care mergem practic în sate, în orașe, dormim unde ne apucă noaptea și sunt foarte fine experiențele. Oamenii sunt și șocați de ce se întâmplă în Evanghelizare. Și noi asta, așa, asta facem. Călătorim cu o Evanghelie din loc în loc, sat, oraș, oriunde ne cheamă Dumnezeu, ieșim afară din ea și într-un mod foarte direct mergem la om și spunem despre această veste bună și îl provocăm pe om să audă despre Hristos și așa mai departe. Poți spune câteva experiențe care te-au marcat? Mă gândesc că fiecare experiență este unică, e frumoasă, da. dar dacă am putea să vorbim despre câteva experiențe în care ai văzut miraculos, o spui că, băi, clar, asta au fost călăuzirea Duhului da. Sfânt, clar. Am avut experiențe foarte frumoase. Uh, uh, cel mai spectaculos, să spun așa, atunci când ești călăuzit de Duhul Sfânt la modul stânga-dreapta. Stânga-dreapta, stânga-dreapta, asta e strada, aia e casa. Am experimentat asta, au ieșit oamenii la poartă, uh, erau aveau mari semne de întrebare vis-a-vis -vis de noi, am apărut noi să-i le I am spus, Hristos ne-a trimis la voi să vă spunem Evanghelia. Unde mă, mamă, că eu mă închin la steluța aia, la steluța aia. eu sunt cu tare, eu am avem probleme. Zis, Doamne, nu știu la ce vă închinează dumneavoastră, pe mine Hristos m-a trimis să la dumneavoastră. Până la urmă, într-o discuție cu soțul, ne-au primit în curte, erau și așa un pic șifonați, certați și... Soțul ne-a cine, cine sunteți voi și când i-am spus despre dragostea lui Iisus Hristos a îngenunchiat, a început să plângă, ne-am rugat pentru el, om a fost vindecat, a început să-ți mărturisească toată viața lui. Asta e una dintre ele. Am mai avut experiențe în care să fim călăuziți pe stradă, se termina satul, mergeam pe un câmp, așa, Iuri, avea impresia că ai nebunit. Ai zis, mă, am nebunit, dar simțeam în interiorul cum Dumnezeu zice, continuă, continuu aici am un om. Și ajungeam într-un loc, un om tăia lemne în curte Bună ziua, bună ziua, ce faceți? Și ne-am ajuns în casă să-i vorbim. Omul a zis, eu niciodată n-am auzit. Mi-a spus odată... E posibil, în România? În România, e, da. E, e, sunt în România oameni care stau la sat și -au deci deci nu au auzit Deci nu-ți vine să crezi. Mi-a spus un om odată, mi-a zis, sunt foarte mulți care nu știu despre Hristos. De aceea eu am așa un pic de tulburare, să spun, bisericile fac doctrine și vorbesc în latină și în greacă despre cât de strong e doctrina lor și oamenii mor în păcate lor afară. lucrul ăsta nu e de neglijat, este important. Pe e asta cel mai e important, e a, e a pur... se la lui Isus. Da. Dar da. zim de ce vrei să spui de omul ăla, că tu ai auzit o chestie și Da, în îmi, spunea, îmi spunea, îmi spunea, zicea, îmi spunea, mă, 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 băiatule, dar ce înseamnă lucrul ăsta? Să intru iar în pântecele mamei mele și să mă din nou? Poți să să-ți imaginezi? Da, da, exact da, da, da. ca... Păi noi ne-am născut în biserică, noi avem limbajul ăsta da, de lemn, dar da, pentru da, unul da, da. care în lume... Da. Aduți aminte de Nicodim, da, care e, era învățătorul un Nicodim. Exact ca Nicodim. Nicodim. Sunt cu Domnul Iisus Hristos și Hristos le spune, le spune un requirement, o cerință ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Tu trebuie să te naști din nou. Da. Cum adică, Doamne, să mă duc în pântecele? Nu, 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 nu. Tu trebuie să ai o natură nouă și face acolo referință da, da. la textele din vechile Testament. În, în, în normal este să te naști din Dumnezeu, știi? Naștere de, de sus, anothen, să sus. Pe naștere greacă, din pe greacă, terminul original este anothen, adică naștere de sus, cu alte cuvinte, da. nu ai cum să înțelegi din punct de vedere uman. Da, da. 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 Da, și au tot felul de experiențe am avut. Am avut și persecuție, am avut și oameni să strige pe noi, am fost în pericol să-mi iau bătaie, am fost uh, dat afară din magazin, am fost că nu toți primesc. Nu... Da, uite, aici de persecuții și de bătaie mă interesează. Deci de ce spun asta? Nu, tu pari că alergi destul de repede, așa îmi trezește. Da, 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 da. da. Ah, spun o chestie foarte scurtă. Tu ai un nepoțel sau un văr care joacă fotbal? Din familie, îmi scapă acum un nu nume, nu, seamănă nu. leit cu tine. Da, nu, nu, nu. <laughs> N-ai <n> <laughs> un, un nu verișor nu, sau ceva? Nu, nu, nu. Deci, în familia voastră, nu aveți pe cineva care joacă. Fotbal? Da. Nu, nu, că poate confund. Nu confund. E da? ceva cu. Trebuie să-mi aduc aminte. Deci, uh, Paul are pe, o are pe Scarlet, îl are pe uh, băiețelul lor. Amza? Amza, da, da? și pe. Așa. Și ei n-au verișori. Nu sunteți cumva... Ba da, fratele lui mai are încă doi băieți. Așa. Încă doi băieți, dar ei nu joacă fotbal. Am înțeles. În fine. Îmi trezești impresia că alergi foarte repede. Pentru tine n ar fi fost o problemă lucrul ăsta. Dar aveai și soția și copii atunci, nu? Mă gândesc. Când ești în evanghelizare. Da, mergi și împreună, mergi și cu alți frați în evanghelizare. Uite, pot să-ți dau un exemplu ca să vezi cum lucrează Dumnezeu. Am fost odată, am intrat într-un magazin. Mie mi îmi place foarte mult să mă duc acolo, în, loc, în locurile în care oamenii stau. Mă duc în magazine. În... Cum am să mă A fost un cap în. Capul meu, o... Tu nu mai ai un frate? Nu, mai am încă doi frați. Încă doi frați? Da, da. da. Nu ai unul care este mai mic decât tine? Am unul care are cum 25 de ani, Cornel. Da, și? și mai am unul, Marc, care este de 15 ani, dar niciunul joacă fotbal. Cu Marc? Marc. Îl știu foarte bine. Am jucat fotbal cu el în ora de odată. Da? A, asta spun că era în capul meu o chestie când, și nu a, am putut a, să le mai departe. Și el mi l aduc aminte ca fotbalist. O fost, eram, când eram student, am mers la un dat pe un teren de fotbal și când am văzut ce sprinte era și m-am uitat la față, tu nu ești cumva că se bine cu Andrei a, da? da. da uh, fine. în fine, mi-am să aminte de asta. Da. Și zis că erai cu niște bărbați să în Evanghelizare? Da, am, uh, uh, în magazinul respectiv și îmi place să mă duc și în Cărciu, îmi place să mă duc acolo unde oamenii sunt zdrobiți, au nevoie de Dumnezeu, mă duc în tot felul de locuri. Și mola am fost și așa. Um, și era un tip acolo și m-am dus la ei, mă duc foarte direct, dragilor am venit să vă spun de cea mai tare veste pe care puteți să o auziți. Nu există ceva mai, mai important și toți sunt curioși, ok? Ce să. Și a, vreau să vă spun, ați auzit voi de Iisus, de Iisus Hristos și a făcut el acum 2000 de ani la cruce și oamenii imediat dau berile jos, le palmează că imediat uh, conștiința începe să urle și să zică ăsta e Dumnezeu adevărat și atunci oamenii scopleșiți, vine, în fine. Și uh, unii se să zic așa, se tumefiază, altora le rușine și alții devin violenți. Și un tip a început să mă înjure și să mă amenințe și așa. Și după el a spus, cine ești tu? Și a spus, eu sunt Andrei Prodan. unde stai? Eu sunt foarte sincer cu ei, foarte, stau un cod, le ajudeți sub Brașov și așa. A început să mă înjure din nou și așa. Și după a zis, dăm numărul tău de telefon. i zis, ok, i-am dat numărul de telefon. Și a fost violent. A fost violent, s-a ridicat așa în picioare, în fine, am plecat de acolo, eram cu niște ucenici le explicam. ne a zis, uite, cum se manifestă un spirit anticrist și așa mai departe mă gândeam eu. Și l un dat omul la mă sună și îmi spune, salut, eu sunt uh, băiatul ăla cu care te-ai întâlnit, vreau să spun că tu nu la întâmplare ai intrat în satul nostru. Și vreau să spun un lucru, în momentul în care tu ai vorbit, ceva m-a străpuns în inimă și nu puteam să rezist cuvintelor pe care tu le spuneai. Și nu vreau să-ți exagerez, când tu ai vorbit, eu l-am văzut pe Hristos. Și acum sunt în mașină la mine în curte, și eu, nimeni niciodată nu a făcut așa ceva pentru mine. Haleluia, și am avut fain. un timp în care am spus despre Hristos, i-am spus toată Evanghelia. Așa lucrează Dumnezeu. De, de aia noi trebuie să venim să spunem. -ai fi ca Cât am vorbit? S -a, s -a dea cu tine de da, erau violenti. Era... Da. Măi, nu știu, astea sunt experiențe. Te gândești să scriu o carte? Nu, nu, e deja scrisă. Cu lucrurile astea, <choices> în Biblia. Ce-i deci, acum da, da. foarte sincer, deci nu, da. um, când spuneam de, de vlogging, da. Să, da. să vă rugați, Dumnezeu, dacă Duhul sunt, vă dă călăuzirea asta, pentru că astea sunt, nu sunt povești din cărți, da. astea sunt povești reale care se întâmplă și la noi în, în da, România. Da 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 da, 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 sunt. sunt. Dar să știi că sunt foarte mulți oameni pe câmpul Evangheliei, mult, nu foarte mulți, dar sunt. Și îi, îi, îi afli și afli astfel de mărturii doar atunci când încep să predici Evanghelia. Pe ăștia nu prea îi vezi așa de mult no, la amvoane, să zic, sau în locuri așa publice. Ei la treabă, știi. Mm -hmm. no. Sunt multe slujiri, evanghel, proroc, pastorații, apostolii, sunt mai multe, mai multe, nu spun că doar asta e importantă. Și toate astea sunt în vederea ucenicizării zidirii bisericii, știi? Dar de toate avem nevoie. Ne avem de da, asta a spus Domnul Iisus Hristos că este era mandatul, duceți-vă în toată lumea, după asta predicați Evanghelia, faceți ucenici. Stau tot timpul și mă întreb și mă uit asta la Domnul Iisus Hristos. Ce interesant, el tot timpul trimitea ucenicii doi câte doi niciodată nu e singurul. Mi-am dat seama că e numărul perfect. Când mergem în evanghelizare, doi câte doi e cel mai bine. Ce fain. Să <laughs> știu. Ce fain. Și o ultimă întrebare, uh, cum te pregătești, Andrei? Cum este viața din spatele cortinei? Viața da, care nu este pe scenă, personală. pentru că e da. foarte importantă. E cea care, mai importantă. Uh, vreau să spun încerc să nu fie o viață separată, cea de pe scenă sau scenă cea în văzul oamenilor, oamenilor și cea personală. Pentru că am trăit destul de mult în dualitatea asta, știi? M-am mm -hmm. scârbit. Eu am zis Domnului, am zis, Doamne deci, deci dacă ar fi să ajung înapoi în viața pe care am avut-o și am avut o viață bună, foarte morală și așa, eu nici măcar n-am muncit. Deci am făcut doar ce mi-a plăcut muzică și familie, viața așa echilibrată. Am nu se că sunt greșit. Ai muncit de ți-au sărit capacele, dar... Nu, am muncit foarte mult, dar nu în sensul ăla, adică să fac ceea ce ură și așa mai departe. Uh, n-aș mai putea să trăiesc într-o viață duală, n-aș mai putea. Nu, no, și în viața personală Dumnezeu mă ucinicizează, stau în cuvânt, îl caut pe el, mă rog, uh, uh, caut ca el să-mi vorbească, de a te atâtea învățături, caut ca el să-mi vorbească personal. Îmi doresc totdeauna să fiu setat. În setat să-l cunosc personal, nu un Dumnezeu pictat pe pereți sau în imaginația învățătorilor, ci să-l cunosc pe el personal. Eu aia, aia și încurajez pe oameni, oameni să devină onești cu Dumnezeu. Cum îl cunoști pe Dumnezeu personal? Atunci când devii onest, atunci când devii sincer și te rogi lui Dumnezeu așa cum ești tu. De multe ori ne rugăm lui Dumnezeu ce, ne place, ce credem noi că lui ar plăcea să audă. Doamne, îți mulțumesc că tu Asta mă Asta este un punct foarte important. Da, doamne. nu, eu, eu mă rog, eu, eu -am, am avut momente când m-am rugat, zis, Doamne, sunt zdrobit, eu nici nu mai cred în tine acum. Sunt, nici, nu, nu te iubesc, nici nu, nici nu, uite nici nu cred că existi. Te rog, eu nu pot să urc în cer. Eu nu am cum să la tine, dar tu poți să vii la mine. Ajută-mă și atunci vine Dumnezeu. Când suntem onești, de a Isus ura fariseismul. Iisus ura fariseismul de a și dă pilda în care zice unul zdrobit în templu ce ai milă de mine se bătea cu pumnul în piept pe când altul zice ai eu nu sunt sau nu scală. la Cine crezi că a fost îndreptățit? Un om, simt, asta spune sistemul religios, este unul dintre cele mai mari pericole, pericole. manipularea noi încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu, încercăm să avem o fațadă mincinoasă și le recomand oamenilor să devină onești. Doamne, ăsta sunt. Și când mă uit la cuvântul tău, la oglinda, că asta e oglinda vieții noastre, cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, nu seamănă. Asta, asta este ideea pe care am vrut să o spui și mă bucur că ai, ai spus-o. Poți să devii onest, dar în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Corect. Deci corect. nu se poate fără cuvântul lui Dumnezeu, da. nu se poate fără rugăciune. Nu, treptarul. Mă uitam, de amin, mă uitam, de exemplu, la viața Domnului Iisus Hristos. Întreabă ucenicii, nu, Doamne, cum să vie morți, cum să vine, cum nu. să asta, Doamne, cum pot să mă rog, învață-mă să mă rog, dar un alt lucru, când mă uit la Domnul Iisus Hristos, când era atacat, spunea mereu, este scris este scris, este scris, este scris. Da. Ultima întrebare. De ce Isus? Pentru că El este calea, adevărul și viața. Orice altă orice alt, uh, cale te duce în rătăcire, orice altceva numim noi viață este moarte, și orice alt subiect în afară de el este minciună. Hmm. De asta. El este singura cale, singurul adevăr și singura viață. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Răspunsul ăsta este răspunsul unui om care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Spunea Domnul Iisus Hristos, Doamne, cum putem să ne dăm noi seama dacă cineva dă doar din gură și nu și joacă teatru? Vă veți să uita la roadele lor, ceea ce vor roadele, face. Roadele, e... da. Dragi telespectatori, dragi ascultători, Dumnezeu vă iubește și vă aștept și data viitoare la un nou podcast. Până atunci, toate cele bune.